Ne aflăm astăzi aici cu conductorul arhitect și președintele Asociației pentru Frumusețarea Orașului Sibiu, Tudor Popa, pentru a vorbi despre cele mai interesante clădiri din oraș. Bună ziua! Ce ne puteți spune despre clădirea care este în spatele nostru? Bună ziua! Da, într-adevăr, este una dintre cele mai interesante clădiri din Sibiu, aș spune chiar cea mai interesantă. A fost o perioadă frumoasă între 2009-2011 în care în Sibiu s-au construit mai multe clădiri de acest gen, ciudate, interesante, frumoase, fiecare le descrie în felul lui, și aceasta este una dintre ele. Este o clădire a unui arhitect cunoscut în Sibiu, Alexandru Găvozdia, care a fost și președintele Ordinului Arhitecților și a fost construită inițial, proiectată de fapt inițial pentru a fi sediul unei filiale a unui post de televiziune. Nu a mai fost să fie până s-a construit, a devenit, s-a convertit într-o clădire de birou și alimentare la parter. Am ajuns pe Bulevardul Victoriei și de data asta aș vrea să te întreb eu ce crezi despre clădirea din spatele nostru. Mie mi se pare o clădire interesantă, cred că este foarte spațioasă și îmi plac foarte mult geamurile, cred că e și luminoasă în interior și asta o face și așa mai deosebită. Da, într-adevăr este o clădire la fel construită între anii 2009-2011 și fațada este din tablă de cupru. Eu personal o urmăresc de ceva ani și e foarte interesantă pentru că se schimbă culoarea fațadei. În funcție de anotimp și cu timpul, tabla de cupru oxidează. Dacă te uiți, găsești niște poze mai vechi sau și pe Google Street View, de exemplu, o să descoperi că fațada clădirii s-a schimbat, culoarea fațadei clădirii s-a schimbat pe parcursul timpului. Interesant e că la clădirile de genul ăsta, designul e mai important decât confortul. Dar ce a făcut arhitectul Radu Teacă, a reușit să integreze foarte, foarte bine pasiunea proprietarilor, adică picturile clasice, într-o clădire de genul ăsta foarte modernă. Asta e de apreciat și, bineînțeles, în partea asta arhitecturii a fost foarte apreciată și chiar și premiată această clădire. Ne aflăm în zona parcului Subarini, unde am înțeles că sunt numeroase case interesante. Ce ne atrage aici atenția cel mai mult? Într-adevăr, în zona parcului Subarin sunt nenumărate case frumoase și interesante. În zona de vest, pe partea cealaltă a parcului, sunt clădirile vechi care sunt spectaculoase, aș putea spune, și în partea aceasta, spre Calea Dumbrăvii, deja s-au construit clădiri mai noi, 2010, 2011, 2020. Avem una chiar și aici lângă noi, care e interesantă. Arhitectura, în general, nu este vorba doar despre niște fațade frumoase, desenate frumos, ci este o întreagă artă. Plin gol, raportul prin gol e foarte interesant. Aici, chiar la casa, la clădirea asta, aș vrea să atrag atenția asupra tuturor detaliilor, în sensul că arhitectul a gândit inclusiv gardul ce împrejmuiește clădirea. Dacă vedeți, aceste elemente verticale și orizontale se repetă și pe fațadă și pe gard. E interesant că sunt elemente foarte simple, care dacă sunt gândite bine, arată clădirea într-un alt fel. Credeți că micile detalii fac diferența? Întotdeauna micile detalii fac diferența, de asta e și important să angajăm niște arhitecți care merg până în, să gândească inclusiv detaliile de acest gen. Deci nu, da, într-adevăr, un dosar pentru autorizația de construcție este mai simplu, dar proprietarii ar trebui să înțeleagă că un arhitect bun gândește și aceste detalii. Așa cum ziceam mai devreme, dacă ne plimbăm în zona asta, Calea Dumbrăvii, Parcul Subarin, găsim multe detalii interesante, ca și acest detaliu. Este o clădire de pe Calea Dumbrăvii, unde accesul de intrare în clădire a fost scos la concurs. În ideea în care mai mulți artiști au propus diverse tipuri de a trata această intrare și a fost concurs cu premii. Un premiu de 5.000 de euro a fost câștigat de Catrinel Săbăceag, această lucrare a fost realizată de ea.
Din ce materiale e realizată și cum de apare efectul acesta? Acestea sunt bucăți de plexiglas, și e foarte interesant că în momentul în care te miști, în funcție de cum te miști, vezi diferit culoarea. Ce ne poți spune despre clădirile de pe Bulevardul Victoriei? Bulevardul Victoriei ar putea să fie, cred că, cel mai interesant bulevard din Sibiu, pentru care are clădiri foarte interesante și face și legătura dintre centru și Parcul Submarin. Într-adevăr, acum este considerat doar un bulevard de tranzit. Pe jos oamenii nu prea circulă și chiar dacă circulă, nu au timp să se uite în sus la clădiri. Din păcate, nu prea are grijă nimeni de aceste clădiri, proprietarii și nici autoritățile. Și vedem multe, multe clădiri ca aceasta din spate, cum este asta din spate, care este foarte frumoasă și valoroasă, doar că, din păcate, așa cum se prezintă ea astăzi, este o rușine, aș putea spune. Adică geamurile au fost înlocuite cu unele de plastic, de PVC, care nu se încadrează deloc cu arhitectura. Dacă ne uităm mai atent și zugrăveala, parterul are o culoare, etajul are altă culoare. Să nu mai spun de reclamele, probabil, fără autorizație, amplasate pe fațade. Asta în timp ce decorațiile de lemn istorice sunt lăsate să putrezească, nu sunt îngrijite deloc. Ne poți spune despre clădirea din spatele nostru? Este exemplul cel mai bun de așa nu. Pentru că, așa cum spuneam și înainte, vedem foarte bine ce intervenții brutale au fost făcute pe clădirea respectivă. Chiar dacă am putea spune că nu este atât de valoroasă ea în sine, dar zona fiind istorică și clădirile din jur fiind cu o anumită valoare, nu putem să intervenim în felul ăsta asupra acestor clădiri. Zugrăveli diferite, antene parabolice, ferestre de PVC, ca să nu mai spun de aer condiționat pe fațadă și o extindere cu tencuială recentă. Și nu înțeleg de ce direcția de cultură, respectiv poliția locală, primăria, nu intervin în astfel de situații să stopeze intervențiile de genul ăsta. Cum ți se pare casa asta de pe Ion Rațiu, care momentan observăm că este în renovare? Da, chiar necesită o renovare, pentru că este o zonă foarte frumoasă și clădirea în sine este interesantă, e foarte, foarte valoroasă. Vedem că are și decorații pe fațadă. Din câte observ, intervențiile până acum sunt unele în regulă. Într-adevăr, și aici au apărut ferestre de PVC care nu și-au deloc locul, dar în rest ferestrele au fost înlocuite, am observat, toate în același stil, care să imite ferestrele vechi, tâmplăria veche. Dacă s-ar reface și fațadele, ar fi bine. Văd că se lucrează la acoperiș. Sper să se păstreze partea de acoperiș de tablă. Clădirea asta, chiar dacă arată așa, este de cel puțin 20 de ani în felul ăsta. Nu-mi dau seama dacă a fost autorizată sau nu, dar din moment ce stă de atâția ani, de două decenii în picioare, probabil că a fost și autorizată la un moment dat. Ea se vede, așa cum ai spus, probabil că a fost o hală, oricum o altă structură. În spate mi se pare că este o clădire de cărămidă care a fost închisă după aceea cu tablă în diverse etape. Și vedem cum arată în momentul ăsta. Ea a fost locuită, probabil că este în continuare locuită, vedem că are și cutie poștală și așa mai departe.